Bună dimineața! Astăzi sărbătorim Sfântul Ștefan. Foarte mulți dintre noi sărbează astăzi onomastica, dar câți dintre voi știți ce semnifică numele pe care voi îl purtați? Știați că Sfântul Ștefan era protectorul, ocrotitorul persoanelor bolnave? Iar numele de Ștefan provine din limba greacă, care în limba greacă înseamnă a fi încoronat. Haideți să vedem ce simbolizează numele de Ștefan și toate derivatele acestui nume. Se spune despre ei că sunt firi energice, dinamice, sensibile, puternice, curajoase, dar și foarte altruiste. Cu ce putem impresiona pe domn? Bineînțeles, cu o băutură fină, lângă care putem adăuga un mic aranjament floral, dar să nu uităm și de o floare la ghiveci. Este cadoul ideal pe care îl putem oferi unui Ștefan? Și toate derivatele acestui nume. Doamnele și domnișoarele care poartă numele de Ștefanie și toate derivatele acestui nume, se spune despre ele că sunt sensibile, dinamice, energice, puternice, curajoase, emotive, dar pe cât de sensibile, să știți că pe atât de puternice sunt, cu cele putem impresiona, cu cele putem face ziua mai frumoasă, bineînțeles, cu aranjamente și buchete florale, dar pe lângă flori să nu uităm de cel mai important element care nu trebuie să lipsească din niciun cadou. Despre ce să fie vorba oare? Bineînțeles, despre dulciu, despre ciocolată. Să nu uităm de prăjituri, dar să nu uităm și de produsele cosmetice. Ele întotdeauna vor face casă bună și vor fi utile în realizarea cadourilor ideale. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților de astăzi, să aveți parte de multe realizări și îndeplinirea tuturor dorințelor și a viselor. O zi plină cu zâmbete, îmbrățișări și urări, să aveți o zi minunată!